Străhăinii sunt receptivi la imunizare. Aceștia sunt optimiști și au încredere în știința modernă. Zilnic, centrul de vaccinare din Strehaia este solicitat la numărul maxim de vaccinări. La nivelul județului Mehedinți, oamenii beneficiază de 5 centre de vaccinare anticovid. Unul dintre acestea se află în Strehaia. Locuitorii de aici sunt deschiși și optimiști în ceea ce privește imunizarea. Sunt pentru vaccinare? Da. Pe noi ne-a programat fata. Am o fată la Timișoara și ne-a programat. Și cum vă simțiți? Foarte bine. Nicio problemă. E în regulă. Vă dorea să faceți vaccinul? Da, sigur. Ați venit astăzi, ați făcut vaccinul? Da. Cum a fost? V-a fost teamă? Nu, a fost foarte bine. N-am simțit nimic. Nu dureri, nu absolut nimic. Sunt totuși. Sunt persoane, căsătorăm un pic aici. Sunt. Și de la noi din sasă s-au programat. Sunt. Și se programează mereu. Am vecinii mei care au zis că trebuie să meargă la medii de familie să programeze, că n-au știut până acum. Și ceilalți s-au programat. Sunt. De la începutul campaniei de imunizare din județul Mehedinți, centrul de vaccinare din localitatea Strehaia lucrează la capacitate maximă. După 9 luni de pandemie, populația României întrezărește în sfârșit luminița de la capătul tunelului. Majoritatea românilor au încredere în noile vaccinuri împotriva COVID-19 și speră că ele vor pune capăt acestei pandemii.